Bună ziua, dragi păpticioși! Eu sunt Valeria și bine ați revenit pe canalul nostru de YouTube! Astăzi vom pregăti cotlete de porc cu cimbru la cuptor. Hai să trecem la treabă! Pune cotletele de porc cu os într-un bol încăpător. Adaugă peste ele ardeiul dulce pudră, ardei iute, coriandru, muștar pudră, jumătate de linguriță de sare sau după gust și puțin piper proaspăt măcinat. Deasupra pune câteva crenguțe de cimbru proaspăt și toarnă ulei de măsline. După care, masează bine carnea în așa fel încât toate ingredientele să pătrundă bine. Acoperă bolul cu o folie alimentară și pune-l la frigider pentru 30 de minute. Apoi, încinge bine o tigaie la foc mare, pune carnea împreună cu toate condimentele în ea. Prăjește cotletele circa un minut sau până se rumenesc, după care întoarce-le pe cealaltă parte și pune în tigaie 3 căței de usturoi puțin zdrobiți. Prăjește carnea până se rumenește și pe partea cealaltă, apoi transferă-o pe o tavă de copt împreună cu toate condimentele și uleiul rămas. Pune tava la cuptorul preîncălzit la 200 de grade Celsius pentru 8-9 minute. Între timp, condimentează roșiile cherry cu sare și stropește-le cu puțin ulei de măsline, amestecă-le atent și ai grijă să nu cadă de pe crenguțe. După ce a trecut timpul de coacere a cotletului, pune alături roșiile cherry și întoarce tava la cuptor pentru încă 3-4 minute. Scoate tava din cuptor. Lasă carnea să stea câteva minute, după care o poți servi cu piure de cartofi dulci sau cu orice garnitură dorești. Poftă bună! Sper să vă placă rețeta noastră de astăzi și nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, să puneți un like, să comentați și să distribuiți. De asemenea, rețeta întregime o găsiți pe site-ul nostru oficial valerisfood.md. Mie nu-mi rămâne decât să vă doresc să aveți în continuare zi cât mai gustoasă și